Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanuel Neagu, este de mai mulți ani emisarul lui Moș Crăciun și al lui Moș Nicolae în relația cu copiii și anul acesta va da startul întâlnirilor dintre cei mici și cele două personaje tradiționale ale Crăciunului, care întotdeauna vin cu traista plină de cadouri. Conform tradiției, primul popas al moșului va fi în stațiunea Sărata Monteoru. Moș Nicolae, da, va face, e normal să facă popas în stațiunea Sărata Monteoru. De ce? Pentru că acolo sunt niște copii tare cumini și cred că le-au scris lui Moș Nicolae și iată că în seara de 5 decembrie Moș Nicolae va poposi pentru acolo, pentru că de fiecare dată acei copii s-au bucurat pentru spiritul sărbătorilor și fiecare au venit cu ceva din suflet acolo, cu ce au mai bun, au cântat, cântece specifice sărbătorilor de iarnă, colinde, au spus poezii, s-au bucurat de bradul de Crăciun care va fi și în acest an și nu în ultimul rând se vor bucura, cum s-au bucurat și în anii trecuți, de cadourile pe care o să le aducă Moș Crăciun. Întâlnirea cu cei mici va avea loc pe 5 decembrie la ora 18 în parcul din stațiune. Și pentru că au fost cumini și l-au așteptat cu atâta nerăbdare, ca să spun așa, Moș Nicolae o să le ofere, așa ne-a transmis în scrisoarea care a făcut-o către acei copii, că o să aibă și un foc de artificii frumos copiii care vor fi acolo. La întâlnirea cu Moș Nicolae vor veni toți copiii din stațiunea Sărata Monteoru și din întreaga comună Merehi.